strâns astăzi în curtea instituției pentru a protesta față de faptul că am intrat în a treia lună în care personalul din cadrul direcției nu și-au primit salariile. Avem efectiv două luni de neplată, dar după întâlnirile pe care le-am avut în cadrul prefecturii autoritate, se preconizează că va fi și a treia lună de neplată. Din 31 martie tot am avut întâlniri la toate autoritățile posibile care ne puteau ajuta, dar am fost pasați de la prefectură la minister, de la minister la autoritate. Mai mult de atât, ieri am fost la autoritatea noastră, în subordinea căreia ne aflăm în coordonare metodologică, și întâlnirea s-a terminat fără niciun rezultat, fiindcă dânșii au constatat că există un excedent la Consiliul Județean, de care Consiliul Județean trebuia să se folosească, dar probabil că ei nu știu că acel excedent a fost cu destinație specială pentru investiții, proiecte și alte lucruri. Acesta e singurul motiv sau spun că n-au bani? Au spus vreodată că ei nu au bani la guvern? Eu cred că ăsta este un motiv pentru a amâna, fiindcă nu sunt bani. Fiindcă mai mult de atât a fost vehiculat și un stimulent, poate ați auzit acel stimulent de 1150, pentru care ne-au pus să întocmim o grămadă de documente. În ordonanță scrie că plata se face în 10 zile, iar după ce am depus acele documente și întrebând și noi când se face plata, ni s-a spus că stați un pic, că s-ar putea să modifice suma, tot ca să mai plimbăm un pic acel termen, ca să ne folosim cât mai mult de un timp mai îndelungat, ca să nu facem nicio plată. Câți angajați sunt în situația? În momentul de față avem în plată 897 de salariați. Mai avem contracte suspendate, sunt foarte mulți care au început să suspende contractele și au luat concedii fără plată ca să plece din țară, ca să muncească, fiindcă nu mai au bani. Avem familii monoparentale, avem familii care lucrează în cadrul direcției, care nu și-au luat banii, v-am spus, de două luni și intrăm în a treia lună. Și oamenii sunt disperați. Nu au bani și au mâncare pe datorie de la magazine din care sunt pe la țară sau chiar din oraș. Avem cazuri care s-au împrumutat la cămătari, au început să intre în birourile de credite. Situația este destul de disperată și se pare că suntem plimbați în continuare. Și cred că va fi exact cum s-a mai discutat la o altă conferință, că până la rectificarea din august nu vom primi niciun ban. Ce înseamnă dacă vor pleca oamenii? Este o situație destul de disperată dacă vor pleca oamenii. Gândiți-vă că avem foarte multe structuri în care avem copii cu dizabilități, adulți cu dizabilități, care nu își pot face mâncare singuri, nu se pot întreține singuri. Este o situație destul de grea și nu știu cum vom rezolva, fiindcă mai nou, să vă spun, am avut o situație în care s-a închis un centru la Cernavodă, Constanța, unde era un centru cu copii cu HIV, care a trebuit toată țara să ia de acolo, fiindcă autoritatea a închis acel centru. Că nu știu ce, nu corespundeau. Și a fost foarte greu să găsim personal, să acoperim și acești copii care au venit într-o structură a noastră. Sunt și centrele de bătrâni. Și centrele de bătrâni, care este destul. Gândiți-vă că la un centru de bătrâni, media la noi, avem în jur de 30-40 de bătrâni, din care jumătate sunt zăcători, sunt la pat, care trebuie să aproape trecut pe la el din 10-10 minute. După ce căpetura avem, scuzați, 3-4 persoane pe tură, să ne plece și ăștia să rămânem cu o singură persoană, va fi destul de greu. V-au reproșat vreodată dumneavoastră angajații de faptul că nu și-au primit salariile? Reproșul a venit în momentul în care a ieșit fostul președinte al Consiliului Județean, domnul Mustățea, și a spus că standardele au fost achitate integral 100%. S-au achitat 50% din acele standarde. Oamenii, când au auzit acest mesaj al fostului președinte, au venit și au început să ne reproșeze că, vedeți, voi ați primit banii și nu vreți să ne achitați. De-aia am și făcut conferința de presă, dacă ținem, a doua zi după ce a ieșit domnul Mustățea, și am spus că standardele au fost 50% achitate. Mai mult de atât, să aveți în vedere că, după cum ați auzit dumneavoastră, aceste standarde s-au dublat, unele s-au triplat. Deci ei erau conștienți că standardele sunt foarte mici, ca și autoritate, le-au dublat sau triplat, iar ministerul vine și ne dă jumătate din standardele vechi, care erau foarte mici, adică din aproape nimic ne-a dat jumătate și acum descurcați-vă. Deci este o subfinanțare crasă care ne-a adus în situația în care suntem. Am fost primul județ din țară care am cedat ca și fonduri, întrucât suntem singurul județ care a renunțat la
centrele mastodont. Este vorba de acele centre în care erau câte 50, 70, 100 de copii, unde acolo erau câte 4-5 angajați, pe când noi avem 4-5 angajați acum la o căsuță cu 6-7 copii. Și într-adevăr sunt cheltuielile mai mari, dar a trebuit să respectăm normele pentru a închide acele centre mastodont. Și de asta probabil s-a ajuns la această situație. După ziua de astăzi ce se întâmplă? După ziua de astăzi probabil va urma și cu siguranță va urma acel protest de joi în fața Ministerului Finanțelor. După care probabil că din două zile vom face proteste până vom rezolva această situație. Sunt în aceeași situație ca și noi, deja au intrat, mai sunt încă 4 sau 5 direcții, iar în luna iulie s-au anunțat încă 20 de direcții. Acest standard de cost care este stabilit de guvern, da, în sarcina cui trebuie să fie achitat? Standardul de cost trebuie achitat, 100% trebuie achitat de minister. De minister. Da. Dar anul ăsta a fost prima dată când s-a achitat 50%. Dintr-un standard foarte mic. Deci după ce că era standardul foarte mic... Ați fost avertizat că va trebui să suportați 50%? Păi când s-a dat, când a apărut legea bugetului, am fost avertizat că scria în legea bugetului. Nu a avertizat nimeni, dar am văzut în legea bugetului. Iar Consiliul Județean din 27 ianuarie a început cu adrese în care anunța, având în vedere bugetul, vom avea bani 4-5 luni. Iar în acest standard de cost intră și salariile? Toate cheltuielile. Toate cheltuielile, da. Din păcate, este o situație neplăcută pe care noi am anticipat-o în momentul în care am văzut bugetul repartizat județului Giurgiu. Cred că în jur de 27-30 ianuarie am făcut prima adresă către Prefectura Giurgiu, în care am informat că la sfârșitul lunii aprilie-mai vom rămâne fără drepturile salariale ale angajaților de la DGSPC. Nu ne-a luat absolut nimeni în seamă. Ba mai mult decât atât, suntem acuzați că noi, Consiliul Județean, suntem de vină, că noi trebuie să plătim salariile. Într-adevăr, noi plătim salariile, dar în funcție de banii veniți de la guvern. Ieri știu că au avut o întâlnire la Ministerul Muncii, cei de la DGSPC, împreună cu sindicatele. Întâlnire care trebuia să rezolve problemele, însă personalul de la DGSPC a fost iertat pentru că a mediatizat pe Facebook acest protest și pentru că au avut curajul să spună că guvernul nu a alocat bani pentru salarii. Deci așa găsesc, înțeleg domnii de la guvern, să rezolve problemele. Nu știm ce să spunem acestor oameni. Sunt oameni care nu și-au plătit, care nu și-au primit salariile de două luni. Sunt oameni care și-au făcut datoria exemplar în plină pandemie. Vreau să vă reamintesc că suntem una dintre puținele direcții din România unde nu am avut cazuri de coronavirus la beneficiari și nici la personal. Oameni care au stat în carantină și care la rândul lor trebuie să-și întrețină familiile, trebuie să-și le hrănească, să-și plătească utilitățile și dările către stat. Acest lucru nu mai este posibil din cauza unui guvern incompetent și care cred cu tărie că nu vor să rezolve această problemă, pentru că soluții sunt întotdeauna. Domnul președinte, da, ați cheltuit din bugetul Consiliului Județean pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19. Guvernul a spus că vă returnează bani, cheltuiți cât e nevoie, că veți primi bani. Acum o parte din cheltuieli au fost puse iarăși în sarcina Consiliului Județean, o parte din sarcinile Guvernului, de fapt. Mai aveți bani la Consiliu? Nu mai avem niciun ban la Consiliu. Situația în care se află DGSPC Giurgiu se va afla Consiliul Județean împreună cu toate direcțiile de luna viitoare. Nu mai avem bani pentru absolut nimeni. Guvernul doar promite, de făcut nu face absolut nimic, nu am primit până în momentul de față niciun ban de la guvern. Noi am cheltuit pentru că am înțeles situația care era foarte gravă în pandemie, am alocat bani de la Consiliul Județean unde a fost cazul, cu promisiunea fermă din partea guvernului că acei bani vor veni înapoi, bani care nu au venit și părerea mea că nici nu vor veni prea curând. În cazul ăsta ce faceți? În cazul acesta vreau să vă spun că administrațiile locale și județene, cred că în istoria post-decembristă niciodată nu s-a întâmplat ca la jumătatea anului să nu mai fie bani de salarii. Suntem în pragul falimentului, ba mai mult decât atât. Deja sunt două luni în care avem salarii restante. Chiar nu știu ce să facem. Soluția nu este la noi, soluția este la guvern. Iar guvernul, după cum vine, vedeți, nu prea sunt preocupați de oameni. Doamna Violeta Alexandru schimbă directorii de la casele de sănătate în loc să se preocupe de angajați, de beneficiari, de bătrâni, să le asigure salariile. Din păcate, județul Giurgiu nu are
veniturile proprii nu sunt foarte mari, așa că nu prea avem cum să ne descurcăm. Efectiv, domnul Diaconescu, credeți-ne că ne-au luat la mișto. Încearcă să paseze responsabilitatea în curtea Consiliului Județean. Ba că ne-au dat 23 de milioane, din care noi am folosit doar 9, unde sunt restul. Ba că avem excedent și aș vrea să explic această situație. Excedentul de care vorbește doamna ministru sunt bani cu destinație specială veniți de la Guvernul Dăncilă pentru un pod pe calamitățile, un pod pe un drum județean, bani pe care noi i-am folosit până luna aceasta. Sunt bani care asigură finanțările proiectelor europene și banii unde plătim împrumuturile Lumustăția, să știți că sunt multe la număr și din acei bani plătim împrumuturile Lumustăția. Dacă Ministerul Finanțelor ne aprobă să mutăm banii dintr-o parte în alta, noi îi mutăm, dar doar cu aprobarea lor, pentru că altfel este ilegal. Iar vis-a-vis de cei 23 de milioane, ce a uitat doamna ministru să spună celor de la sindicate și celor de la DGASPC, este că din acea sumă doar 9 milioane au fost repartizați către DGASPC, restul banilor se regăsesc la lapte și corn, se regăsesc la personalul neclerical, deci nu sunt bani doar pentru protecția copilului, adică minciuni și ne plimbă cu vorba.